care sunt câteva semne care demonstrează că un popor, și ne aplicăm la noi, că o congregație, că o adunare, că niște oameni, că un grup de credincioși au nevoie urgentă de trezire. Care sunt niște semne? Și ne dăm seama de semnele acestea punând întrebarea următoare. Ce anume Dumnezeu mustră la poporul acesta? Da? Ce anume Dumnezeu vrea să vadă la poporul acesta? Și poporul nu are. Faptul că nu le are și Dumnezeu mustră că nu are lucrurile alea, înseamnă că alea sunt lucruri care arată că ei aveau nevoie de trezire. Dumnezeu îi mustră pentru lipsa acelor lucruri și apoi vine trezirea. Asta înseamnă că când nu sunt lucrurile acelea, e o problemă și e nevoie de trezire spirituală. Și le voi enumera întreagă pentru că ne-am uitat în primul mesaj pe largă la ele. În primul rând, când păcatul ajunge la cote înalte, este acceptat și justificat în poporul Domnului. Da? Domnul vorbește pentru tot poporul, tot poporul se afla în situația asta. Niciunul dintre ei nu spunea, Domnule, hai să ne apucăm de zidirea casei Domnului. Toți se preocupau de casele lor. Toți ignorau casa lui Dumnezeu și nu spuneau că nu o să zidească, că deja a început să rezidirea, luaseră o pauză cam lungă, ci spuneau că nu e acum vremea să facă lucrul acesta, da? Într-un fel, conștiința comunității este pur și simplu îngropată. Conștiința comunității. Este o conștiință personală pe care o avem, dar este o conștiință pe care o avem ca și comunitate. Și conștiința asta ca a comunității se manifestă uneori negativ prin faptul că toți tolerăm un anumit tip de păcate. Tacit le acceptăm și nu mai spunem nimic despre lucrurile astea. Ca și cum nici nu mai avem ce să facem în privința anumitor lucruri. Le lăsăm că așa îi. Așa e la noi la români, așa e la noi la balcanici, așa e la noi la pocăiți, așa e în bisericile noastre, așa e în România, așa e peste tot. Și chiar auzi credincioși folosind scuzele astea. Așa e peste tot. Dar ce, vreo biserică perfectă? Dar astea sunt probleme care se întâlnesc peste tot. Cumva că dacă se întâlnesc peste tot, suntem noi scuzați într-un fel. Suntem justificați cumva înaintea lui Dumnezeu faptul că și vecinul a făcut ceva. Da? Conștiința comunității este îngropată.